Plânsul de miercuri seara Dorul de a grei către tine, Doamne, mă silește să-ți vorbesc, dar nevrednicia și păcătoșenia mea îmi să tac. Durerile și necazurile vieții mă îndeamnă să cuvântez, dar fără de legile trecutului îmi spun să fiu mort. Sufletul meu geme din adâncuri și ochii mei lacrimi poftesc. Greșit ai suflete! Pocăiește-te, că iată, Zilele noastre ca umbra trec și înfricoșate și groasnice locuri va să treci sufletul meu. Nu întârzia multă vreme, amânând zi de zi întoarcerea ta la Domnul. Umilește-te, sufletul meu, de toate bunătățile pe care le-ai luat de la Domnul și nu le-ai păzit. Umilește-te pentru toate câte ai lucrat și Dumnezeu îndelung a răbdat pentru tine, că nu întru întunericul cel mai din afară să te dai înaintea în fricoșatului divan al lui Hristos. Vai mie păcătosului, că am întinat și de-a pururi întinez curățenia inimii mele din pricina trândăvirii. Îndrăznea la inimii mele a fost rușinată adânc de lene și de fățărnicie, iar pofta ce are ca un stăpân robului îmi poruncește. Și eu, în mai ca un prun cu frică o ascult, mă rătăcește și mă pierde pe mine, iar eu mă bucur. Vai mie, Doamne, că darul Tău mă trage pe mine la viață, iar eu mai vârtos, spre moarte mă trag. Din potrivă și în tocmai cu îngerii te sârguiești ca să mă faci. Iar eu, într-o răutate, pe mine mă micșorez. Înmulțitul sau păcatele mele și de-a de se înmulțesc și nu este margine într-o mulțimea lor. Și cine va plânge pentru mine? Numai tu singur, Mântuitorule, de-a ta bunătate îndemnat fiind, caut spre mine cel necăjit. O, cum te voi ruga pe tine, stăpâne, când gura mi-am umplut-o cu ocări? Sau cum te voi iubi când sunt plin de patim? Sau cum va să lășui în mine adevărul când eu cu minciuna pe mine m-am ocărât? Sau cum te voi chema pe tine când poruncile tale nu le-am păzit? Căci după ce am luat cunoștința adevărului m-am făcut răpitor, prigonitor, rău sfătuitor, aspru și cu cugetele asupra aproapelui aruncându-mă. Nemilostiv spre săraci, mânios, leneș, și de haină strălucitoare iubitor. Și încă și acum află aflu într-o gânduri întinate, într-o răutăți, într-o iubire de plăcere, într-o slavă de șartă, într-o mândrie, într-o ce a într-o prigonire, într-o mânie. Nimic fiind, mă socotesc pe sine că sunt ceva, mințind de apururea împotriva celor mincinoși strig. Întinez biserica trupului meu cu gânduri și cu fapte desfrenate, împotriva desfrenaților propovăduiesc judec pe cei ce greșesc, însum de greșel fiind plin. Judec pe deosebitor și furi, însum fiind fur și deosebitor. Luminat oamenilor vreau să mă arăt, înăuntrul sufletului fiind necurat. În biserică și la masă, în față vreau să stau. Femeilor vreau să mă arăt vesel și înaintea străinilor mă nați. Și între ei mei cu minte și înțele, iar între cei înțelepți de săvârșit mă socotesc. Și între cei credincioși nu mai înțelept mă am pe sine, iar pe cei fără de minte și neînvățați ca pe niște dobitoace îi defăimesc. Când sunt vrednic de o cară mă mândresc, când gândesc să fiu cinstit mă disprețuiesc, dacă mi se cere să fiu drept mă răzvrătesc, iar când cele adevărate mi se spun urăsc. Mustrat fiind de fratele meu mă mâni, iar voind să mă împotrivesc ispitei obosesc. Nu voiesc a cinsti pe cel vrednic și nevrednic fiind cinste cer, Nu voiesc a mă Dacă nu-mi slujește cineva mămânii pe el, nu vreau să merg cu cei ce lucrează. Și dacă nu mă laudă pe mine cineva, îl grăiesc de rău. Când îl văd pe fratele meu, în nevoi nu-l cunosc. Iar când e sănătos și în cinste, îl vizitez. Pe cei mai mari ca mine îi defăimez, iar pe cei mai mici îi trec cu vederea. Când izbutesc să mă stăpânesc de la vreo faptă, rea mă trufesc. Dacă voi izbăvi, postul și privegherea cu nesupunere și cu grăire de rău, ca într-o cursă mă prind. Iar când într-o rugăciune stau și stăruiesc, nu iert. Când face cineva o faptă bună, nu o văd, dar e destul cu o mică faptă să greșească și-l mustru. Pe toate cele frumoase ale oamenilor le nesocotesc, însă de faptele cele deșarte ale lor mă las robit. Pe din afară mă arăt smerit și blând dar pe dinăuntru sunt mândru și neîndurat. Cu părerea sunt ca și cum n-aș dori nimic, dar în fundul inimii sunt bolnav de dragoste de argint. Și ce să mai vorbesc despre chipul în care îmi folosesc vremea, căci numai cu părerea m-am lepădat de lume, pe când înăuntrul cugetului eu lumii vorbesc. Bârfele cele din adunări, certările, gândurile ascunse ale oamenilor, pomenirile cele deșarte, vorbirile cele fără de folos de la mese, nesațul darurilor și al certurile cele pierzătoare, iată lucrurile pe care le fac cu cugetul meu. Aceasta este viața mea. Acesta este cugetul cu care mă lupt împotriva mântuirii mele. Și trufia și slava de șarta mea nu mă lasă să-mi privesc rănile ca să mă vindec. Acestea sunt vitejile mele. Aceasta este oasea de păcate cu care vrăjmașul mă cuprinde, și într-o acestea, aflându-mă și rămânând eu ticălosul cu slava Sfințenii, caut să mă înfășor. Petrecând în păcate, vreau să fiu socotit un drept, și ce răspuns pot să dau pentru toate acestea? Că diavolul este cel care m-a sfătuit. Dar nici lui Adam un astfel de răspuns nu i-a folosit. Sau poate vreau să mă îndreptățesc cu ispita lui Cain? dar nici el n-a scăpat de-a Domnului dreaptă hotărâre. Ce răspuns voi da eu, când mă va judeca Dumnezeu? Nu este niciun răspuns pentru lenevirea mea. Mă tem să nu fiu și eu dintre aceia pe care i-a zugrăvit Pavel, drept vase ale urgiei pe care diavolul le cere în stăpânire, pe care, pentru nebăgare de seamă în patim și în necinste, i-a lăsat Dumnezeu. O, cât îmi iese de frică să nu cadă o astfel de hotărâre asupra mea! Doamne, Tu mie păcătosului mi-ai pus pocăință. Și pururea vrei să mă mântuiești pe mine, nevrednicul. În viață, dătătorule de viață, sufletul meu cel omorât cu păcatele. Spală-mi orbirea cea învechită a ticăloasei mele inimi și plângi. Căci cu adevărat lepădare de lume încă nu m-am lepădat și de lanțurile trufiei mele încă nu m-am scuturat. Din postul cel adevărat al bisericii n-am gustat și cu slava cea înșelătoare a lumii sunt înfășurat. Pragurile facerilor de bine nu le-am trecut și bucuriile cele adevărate ale dragostei nu le-am cunoscut. La îndrăzneala facerilor de bine n-am pășit, iar pentru greșelile lui pe fratele meu l-am osândit. La lumina cunoașterii adevărului n-am ajuns, dar pe alții despre mântuire vreau să-i învăț. Toate ți le-a dat fie prea bunul Dumnezeu, o suflete, cunoștință, pricepere, înțelepciune, cunoașteți folosul. Cum te socotești ad a da lumini aproape lui întunecat fiind? Fă-ți ție doctor o suflete, suspină lăcrimează și spală-ți prin post cu cuvincios necurăția păcatelor. Dumnezeule cel prea bun și înalt, care singur ai stăpâne stăpânire peste viață și moarte, dăruiește mie păcătosului în ceasul acela înfricoșat al venirii tale, îndurările tale cele multe ca să nu fiu părât acolo înaintea strașnicului tău divan și să nu fiu de ocară înaintea privitorilor îngeri, arhanghel, proroci, apostol, patriarhi, ucenici, pusnici și drepți. Mântuitorul meu, pedepsește-mă aici, unde de dulceața păcatului m-am îndulcit, ca un părinte bun și iubitor de fi. Și acolo iartă-mi, ca un Dumnezeu ceresc singur și fără de păcat, căci tot păcatul eu am lucrat. Și dacă pornesc să mă pocăiesc, nu am lacrimi. Vai mie, cu ce ochi voi mai vedea eu, păcătosul și trândavul strașnicul tău divan, pe care, Doamne, șezând, mă vei vădi pe mine? Te știu, judecător înfricoșat într-o slava Dumnezeirii, vrând să mă mustri pe mine, toată viața mea, vrednicul de jale. Cu verșunare am cheltuit-o tot de și în noroiul desmierdărilor m-am tăvălit. Toate greșelile ascunse în adâncul sufletului meu, tu singur le cunoști, ziditorul meu. Nimenea nu este ca mine, un locaș al păcatului, nimeni așa ca mine n-a întărâtat bunătatea ta, stăpâne. Pornirile răutății într-o toate urmând. Dar pentru că ești adânc fără de fund al tuturor milelor, arde adâncul păcatelor mele și să nu mi răsplătești mie cu răsplătiri vrednice de cele ce am lucrat. Să nu mă osândești în văpaia genei, căci nesuferită este urgia ta, Doamne. Căci cine va putea suferi oare îngrozirea ei? Pentru că focul nu se stinge și viermele nu doarme. Temete de îngrozirea iatului, o suflete al meu! Leapă de somnul cel greu al lenevirii și dormirea cea pierzătoare a trândăvirii. Aproape este sfârșitul, lângă ușă judecata. Oare ce ne va întâmpina după ce se va despărsi sufletul de trup? Adunați-vă împreună cu mine, cu vioși și drepți. Cei ce cu nevoința cea bună v-ați nevoit și ca pe un mort, plângeți-mă, sau ca pe un jumătate viu și jumătate mort, îndurați-vă, fiindcă eu sunt plin de rușine și nu am îndrăzneală pentru păcatele făcute de mine într-o cunoștință. Vărsați peste mine mila voastră, ca pe o tainică lucrare a milostivului Dumnezeu, mântuitorul nostru. Rugați-vă lui Candar să mă întoarcă și să nu mă aflu nevrednic în ceasul venirii lui și să nu aud nici de cum acea înfricoșătoare hotărâre. Du-te de la mine, blestematule, lucrător al nedreptății, căci nu te cunosc. De aceea te rog pe tine lumina cea adevărată, naștere binecuvântată din sfântul tău părinte, chipul ipostasului lui, cel ce șezi de-a dreapta slavei lui necuprinse, fiu al lui Dumnezeu prea dulce, Hristoase al meu, să nu mă lepezi pe mine cel urât, căci mult se veselește vrăjmașul meu când vede că deznădăștuiesc din pricina răutății și se bucură când în mă dau lui orbit. Tu, cu milostivirea ta, rușinează nădejdea lui și mă smulge din dinții și din lanțurile lucrării lui, care, cu mult meșteșug, a tăbărât Doamne asupra mea. Dăruiește-mi lumină lăuntrică, ca să cunosc de plin meșteșugurile lui căci nenumărate sunt alunecările pe care mi le pune înainte, semințele, vătămările, câștigul, trofia, plăcerile cele trupești, teama de post, fuga de rugăciune lene și odihnă multă pentru zbur dălnicile trupului. Pe cât se sârguiește ca să mă piardă pe mine, de atâta mă lenevesc pentru a mă mântui. Și pe cât acela mă pândește și mă vânează, pe atât eu nu bag în seamă și mă las prins. Ia aminte, suflete! «Grijește-te și nu dormi! Nu lua aminte la greșelile altora, ci mai vârtos cercetează-ți greșelile tale! Nu umbla să scoți paiul din ochiul fratelui și al aproapelui, ci ostenește-te zi și noapte cu ajutorul lui Dumnezeu să-ți scoți bârna din ochii tăi! Sârguiește-te! Apucă a te judeca înainte de Hristos, Cel ce pentru tine s-a răstignit cu trupul pe cruce, căci de nu ne vom judeca aici cu asprime pe noi înșine, cum vom putea scăpa dincolo de judecata cea înfricoșătoare și de osânda lui Dumnezeu? Îndură-te spre mine, Doamne, pentru milostivirea Ta și mă mântuiește pe mine, pentru bunătatea Ta, cu solirile preacuratei noastre stăpâne de Dumnezeu născătoare și ale tuturor sfinților Tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.